Sigur, suntem tentați să avem abordări puțin populiste și, în egală măsură, să dăm dovadă în intervențiile noastre și în atitudinile noastre publice de foarte multă ipocrizie. Suntem la 27 de ani de la momentul la care am schimbat o rânduire, un sistem politic și un tip de economie. Avem abordări liberale, suntem într-o economie de piață. Cu toate astea, am păstrat anumite reminiscențe bolșevice în comportamentul și în atitudinea și în discursul nostru public. Care este interesul statului de a avea niște parlamentari, de a avea niște demnitari sau chiar funcționari publici care să trăiască dintr-o leafă mizeră, care nu-i asigură traiul nici de pe zi pe alta? De ce trebuie să fim noi mai catolici decât papa? Uitați-vă la francez, de exemplu. Un parlamentar poate să se exercite simultan calitatea de parlamentar, de membru al guvernului și de primar. Noi nu. Aici, într-adevăr, avem o problemă care pleacă de la Constituție. Pentru că, prin Constituție, calitatea de parlamentar este compatibilă exclusiv cu cea de membru al guvernului. Dar aici amendamentul colegului Nicolicea se referă la altceva. Ar trebui să încurajăm și să dăm posibilitatea parlamentarilor să exercite și profesiile liberale. Avem o compatibilitate cu exercitarea, deși trunchiată și restrictivă, a calității de parlamentar cu cea de avocat. În mod normal, și aici vă vorbește un om care chiar a trebuit în urmă cu o lună de zile, în urma notificării biroului permanent al Camerei Deputaților, care a făcut la rândul lui o adresă către ANI, să-și vândă părțile sociale și să se retragă din managementul unei societăți profesionale, a unei companii care se ocupă, după cum foarte bine știți, cu reorganizările judiciare și care este liderul pieței și care în ultimii 3 ani de zile a virat bugetului consolidat al statului peste 3 miliarde de euro. Și care e o societate, vorbesc de euroinsol, de utilitate publică, pentru că dă o pâine la 27.000 de salariați, de români. Și a trebuit prin această interpretare restrictivă, după 22 de ani de activitate prodigioasă, permiteți-mi această remarcă, să renunț la o carieră, să renunț la o companie de care m-am atașat și m-am identificat până la urmă, aproape identitar cu această firmă. De ce? De ce trebuie să fiu silit să câștig de 200 de ori mai puțin decât câștigam până în decembrie? Una este când aș fi mers cu euroinsol sau și din calitatea de membru al unui consiliu de administrație la o companie, la UNESA sau de acționar. Una e când aș fi mers pentru acea entitate în care am un interes să fac trafic de influență, da, atunci să vină DNA-ul să mă ia. Dar altceva când, de o manieră onestă, de o manieră cinstită, încerc, pentru că până la urmă este un drept constituțional, dreptul la muncă. Dacă eu pot cu brio să fac față și mandatului de parlamentar, și mandatului de membru într-un CEA, sau de membru într-o AGA, sau într-o profesie liberală, de ce trebuie să venim să intervenim? Pentru că ținând într-o atare formă de iobagie parlamentarul sau demnitarul statului, îl vulnerabilizăm la corupție. Nimeni nu poate să trăiască din mai puțin de 1000 de euro, cât avem noi acum. Așa că eu îl încurajez pe domnul Nicolicea să aibă o abordare și cu noi cu toții să terminăm cu aceste abordări. Vă rog, încheiați, domnul deputat. Și să încercăm o relaxare a acestor incompatibilități prevăzute de la articolul 80 încolo din 161. Mulțumesc.